Salutare! Astăzi vorbim despre monitoarele de studio Yamaha HS8. Nu, monitoare este vorba. Ce? Astăzi cum adică despre nu? Despre cursurile de pe înregistrare audio. Na bine, atunci vino, fă-ți-l tu pe ăsta. Data viitoare e la cu monitoarele. Salut! Deci astăzi vorbim despre cursurile de pe înregistrare audio.ro. Și primul despre care vreau să vorbesc este cum să-ți faci un home studio și să începi înregistrările. Este un curs video ce conține 26 de materiale video, plus două intro și outro, dar 26 sunt cele efectiv care te învață cum să faci înregistrări de la zero. Ce interfață audio să alegi, cum să o conectezi, cum să o setezi, cum să setezi nivelul de înregistrare, tehnicile de înregistrare overdubbing, double tracking, cum să înregistrezi în Cubase canale audio sau instrumente virtuale, cum să folosești monitorizarea directă de la interfața audio. Vei învăța cum să alegi microfonul potrivit, cablurile potrivite, cum să le conectezi, cum să folosești un controller MIDI, cum să înregistrezi chitară electrică, acustică, chitară bas, voce. Sunt sigur că dacă te vei uita pe cuprinsul acestui curs, îți vei da seama din prima dacă vei avea nevoie să înveți aceste lucruri sau dacă deja le știi și ești la următorul nivel. Cursul de egalizare este un curs video online de aproape 2 ore, în care vei învăța ce este frecvența, vei învăța despre mai multe tipuri de egalizatoare și cum se folosesc ele în producția audio, cum sună frecvențele astea despre care tot vorbim, în ce ordine să folosești egalizatoarele într-un mixaj, cum să faci loc fiecărui instrument sau voce într-un mix, cum să egalizezi reverb-ul și ce greșeli să eviți atunci când faci mixajul la o melodie. Mă refeream la egalizare, nu la mixaj. Cursul este deja foarte consistent, dar am de gând să mai adaug la el încă câteva materiale super valoroase care te vor ajuta și mai mult să faci egalizarea ca la carte. Faza e că trebuie să mă mut din locul ăsta că e super gălăgie de la mașinile care trec pe lângă. Cursul Video Mix, sau cum am făcut eu mixajul și masterizarea pentru o melodie, împreună cu trupa The Other You am lansat piesa Summer Rain, am filmat cum am făcut mixajul și masterizarea. O să afli din acest video cum am făcut mixajul static, cum am adăugat efecte, cum am mixat fiecare instrument, cum am mixat vocea, backing vocals, cum am făcut masterizarea și cum am făcut testele apoi pe mai multe sisteme audio pentru a vedea cum sună și a face mici alte reglaje. Cursul acesta este valabil în două versiuni, acces 24 de ore pentru un preț mai mic decât un bilet la cinema sau un pachet de țigări, sau pentru un preț mai mare ai acces pentru totdeauna la acest video și te poți uita oricând și ori de câte ori ai nevoie. Printre toate aceste cursuri există unul care este gratuit, mini-cursul de Cubase, la care te poți înscrie foarte simplu doar cu o adresă de e-mail și primești pe e-mail 6 lecții gratuite de Cubase. Foarte util pentru cei care sunt la început, foarte util pentru cei care nu știu ce interfață audio să-și cumpere și cum să o seteze. Odată ce te-ai înscris la acest mini-curs de Cubase, vei primi în continuare e-mail-uri de la mine de fiecare dată când am ceva noutăți sau când postez câte un video nou pe canalul de YouTube Înregistrări Audio, despre care vorbesc despre Cubase, producție audio, instrumente muzicale, echipamente de studio. Toate aceste chestii faine care ne ajută să facem muzică. O mică surpriză, m-am gândit dacă să zic sau nu în acest video, la finalul lunii iunie 2021 o să lansez o nouă ediție a cursului de Cubase, cel mare, ca să zic așa, curs online, experiențial, în care timp de 7 săptămâni sunt alături de tine ca să poți să înveți Cubase și apoi să înveți să faci mixaje. Nu e un curs de mixaj, e un curs de Cubase, însă cu siguranță vei învăța foarte multe din tainele mixajului, masterizării, înregistrărilor, editării audio, editării MIDI și vei folosi Cubase la un cu totul alt nivel decât ai făcut-o până acum. Fii cu ochii pe e-mail dacă ești deja înscris la minicursul de Cubase sau ești deja abonat la e-mailurile de la mine și vei primi toate detaliile la momentul potrivit. Chiar mă gândeam că e un lucru foarte fain că se întâmplă cumva un echilibru. Ofer foarte multe tutoriale gratuite pe YouTube, ofer acest minicurs de Cubase care este gratuit și la care n-ai nicio obligație față de mine după ce îl parcurgi, te poți retrage sau poți continua să mă urmărești pentru materialele gratuite, dar în același timp am pus la dispoziție aceste cursuri care sunt contra cost și care ne ajută pe amândoi, mă ajută pe mine să pot să susțin această activitate și să fac conținut și mai calitativ și te ajută și pe tine pentru că dacă totul este gratuit, vei amâna la nesfârșit până când nu vei mai face niciodată nimic. De multe ori mi se întâmplă și mie ca lucrurile pe care le primesc gratuit să nu știu să le apreciez la adevărata lor valoare. E ca și cum în loc să plătești abonamentul la sală, zici, a, lasă că eu fac exerciții acasă și ții echipamente și nu faci exercițiile acasă pentru că las că fac mâine.
Și atunci, dacă plătești abonament, trebuie să te duci la sală pentru că ai plătit abonament. Poate ceva de genul acesta se întâmplă și cu aceste cursuri. Dacă dai bani pe educația ta, vei evolua, vei avansa, vei face lucrurile mai fain și mai bine. Dacă nu, bineînțeles, ai la dispoziție în continuare conținutul gratuit de pe YouTube și din astfel de mini-cursuri. Te rog să-mi lași sub acest video în comentarii întrebări, dacă cumva ai, și de asemenea m-aș bucura să-mi spui dacă tu crezi că se poate învăța mixaj și masterizare fără să înveți softul cu care să faci toate astea. Dacă vrei să înveți mai multe despre înregistrări audio și Cubase, abonează-te la acest canal de YouTube și ne vedem în videoul următor. Salutare! Cursul de egalizare este un curs online. Cursul de egalizare este un curs ăsta se aude un pic. Împreună cu trupa Diadoriu Împreună cu trupa Diadoriu de la început. Ei, bă, ce facem aici? Deci acum. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase și înregistrările audio, înregistrează-te. Printre toate aceste cursuri există